Tot mai multe persoane ajung la spital intoxicate cu ciuperci otrăvitoare, iar medicii trag un semnal de alarmă în acest context. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în zona Moldovei, iar ultimele trei victime care au ajuns în stare gravă după ce au consumat ciuperci otrăvite, culese tocmai din pădure, au fost salvate în ultima clipă de medici. Georgiana a scăpat ca prin minune după ce săptămâna trecută, împreună cu alte trei persoane, a mâncat o tocăniță cu ciuperci culese din pădure de un vecin. După 6 ore, tânăra a început să se simtă rău și s-a dus de urgență la spitalul din Botoșani. De aici a fost trimisă la Iași, unde medicii au reușit să o salveze în ultima clipă. Le-am gătit împreună cu mama soacră, deci au fost verificate, au fost curățate, nimic ieșit din comun la ele, adică au fost ciuperci cunoscute de noi. Am început cu dureri de stomac foarte mari, cu greață. Alte două persoane, un bărbat de 32 de ani din Iași și o femeie de 62 de ani din Botoșani, se află în stare critică. Așa cum se întâmplă de obicei în fiecare toamnă, apare o serie întreagă de cazuri mai numeroase, din păcate, cu insuficiență hepatică acută, severă și insuficiență renală acută. Din nefericire, multe din aceste cazuri sunt extrem, extrem de grave. Sunt la un fir de păr de limita dintre viață și moarte. Din păcate, cazurile cu insuficiență hepatică acută, insuficiență renală acută au o supraviețuire de sub 50%. Este extrem de important momentul în care ele sunt adresate la spital și momentul în care începe să se elimine toxicul, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Iar opțiunile terapeutice nu sunt foarte multe. Dializa hepatică este una dintre opțiuni. Singurul tratament care le poate salva viața este dializa hepatică, o procedură care se face doar în Iași și la Institutul Fundeni din capitală.